O delegație hunedoreană condusă de primarul Dan Bobousanu s-a întâlnit joi la Belgrad cu reprezentanții ai ambasadei României în Serbia și ai primăriei capitalei țării vecine, împreună cu care mai apoi a depus coroane de flori la monumentul închinat lui Iancu de Hunedoara, aflat în cetatea medievală, și la statuia acestuia situată în Zemun. Din delegație au făcut parte și câțiva elevi de la Colegiul Național Iancu de Hunedoara, care au câștigat renumitul concurs județean Citești și Câștigi, dar și istoricul Sorin Tincu, directorul Muzeului Castelul Corvinilor. Împreună cu un grup de elevi de la Colegiul Iancu de Hunedoara, însoțiți de un profesor, elevi care nu cu mult timp în urmă au câștigat locul întâi la un program, la un concurs făcut de Biblioteca Județeană. Mi-a venit ideea de a merge la Belgrad, dacă vreți așa, pe urmele lui Iancu de Hunedoara, cum am numit noi acest mic proiect. Sunt însoțit de directorul Muzeului Castelului Corvinilor. Mă bucur că au acceptat ca mâine să fim primiți la primăria din Belgrad și totodată să fim primiți la ambasada României de aici, din Belgrad. Și împreună cu cele două entități vom depune gerbe de flori la ceea ce noi numim locul bătăliei de la Belgrad. De lungul traseului, hunedorenii încearcă să calce pe urmele lui Iancu de Hunedoara, iar istoricul Sorin Tincu a prezentat elevilor o adevărată lecție de istorie despre traseul pe care Iancu de Hunedoara l-a urmat împreună cu oastea sa la Belgrad, acolo unde s-a dat cea mai mare bătălie a lumii creștine medievale, unde cruciații din Balcan și din Europa Centrală s-au adunat și au luptat împotriva celui care a cucerit Constantinopolul, adică Mahomed al II. Eu sper că acest traseu să fie refăcut de foarte mulți hunedoreni, pentru că au ce vedea, pornind de la Țara Hațegului, locul din care una dintre legende spune că se trage Iancu de Hunedoara, ajungând la porțile de fier ale Transilvaniei, în zona Zeicanii, unde Iancu de Hunedoara a avut și a repurtat un succes răsunător împotriva turcilor. Este prima vizită oficială efectuată la Belgrad de aleși din România în scopul comemorării lui Iancu de Hunedoara și a bătăliei care a avut loc aici între 21 și 22 iulie 1456, confruntare care a amânat cu 70 de ani înaintarea Imperiului Otoman spre centrul Europei și a revigorat moralul întregii lumi creștine.